Speranța mea de aripi pentru pace. Pace în acest moment pentru noi toți este obiectul speranței. Speranța noastră este aspirația umanității. Dragii mei, în această seară concertul organizat aici împreună cu bunii noștri prieteni, Săziana și Telogram, apel la pace prin muzică. Vă cânt și vă încânt împreună cu artiștii mei minunați în orchestra la Mădării Malania, Marius Cărnescu, Tiberius, Ciprian, Alin și echipa tehnică. Oameni minunați, fără de care vă așa. Alături de noi în această seară avem invitat special din Ucraina, soprana Olga Gurnic, solista operei naționale de la Kiev, de la Lvov, Ucraina, și Valeria Aleva, avem acolo studentă la Conservatorul Bulgaria. Speranța este virtutea care ne pune în mișcare și așa cum spuneam și la început, ne dă aripi pentru a merge mai departe. Iată, și atunci când sunt obstacole, aceste obstacole sunt de nedepășit. Și să ne recunoaștem, frații, prin iertare, prin sunet, prin muzică. Și iată că acesta este mesajul meu. Pacea să fie un drum al speranței. Invit alături de mine pe cea mică, pe Valeria Alieva, și împreună cu Tenor Alieva, Cristian, Zoclo. Și Olga pentru ei, da? Genul Graur, dacă faci plăcerea, dragul meu prieten, să vii, să ne spui două, trei vorbe până să pregătesc artistele. Bună seara, vă zic și eu. În primul rând, vă mulțumesc frumos că ne-ați ales în seara asta. Noi ne închinăm în fața voastră, după 2 ani grei, dar care nici măcar nu se pot compara cu ceea ce se întâmplă acum la vecinii noștri de la nord. Oamenii pe care îi vedeți aici pe scenă au venit astăzi pro bono și trebuie să o spun asta, Mirel, mi-ai zis să nu o spun, dar o să o spun. Cântă pe scenă în seara asta, în fața dumneavoastră, pentru ca voi să ne ajutați prin donațiile voastre să fim alături de copii. De ce de copii? Pentru că mulți dintre noi suntem părinți și știm cât ne iubim copiii și cât de mult îi alintăm. Iar ei acum au nevoie de ajutorul nostru. Nu putem face mai mult decât să le oferim strictul necesar. Nu putem să alintăm așa cum îi alintă părinții, tații care au rămas acolo. Urna este afară, nu există o sumă. Nu ne interesează, donați cât doriți, este afară la, pe partea dreaptă cum ieșiți. Vă mulțumesc frumos, îi mulțumesc frumos lui Mirel, frumoșilor de lângă el și acestor frumuseți care îl flanchează stânga-dreapta. Aplauze pentru cei care au curajul să vină din această țară, să cânte la Old School, la Botoșani, la Old School, nu pe o mare scenă, dar în fața unui public mare. Nu mult, mare. Vă mulțumesc frumos pentru ceea ce sunteți pentru noi, pentru Old School, și pentru ceea ce urmează să fiți pentru copiii care sunt la noi în județul Botoșan și vin într-o zonă de război. Mă înclin în fața dumneavoastră.
imnul Ucrainei a fost. Împreună, unit cu același tricolor.